înțelegi că Dumnezeu a ales, bine, lucrurile slabe, înțeleg, lucrurile sărace, dar a ales lucrurile care nu sunt. Cum poți să alegi ceva care nu e? Și asta e o nebunie, nu? Alegi lucrurile care nu sunt. Sunt unii oameni care și-au spus, eu nu sunt. Aici e o locuință, Iisus e aici. Iisus e aici. Ce gândește El? Ce vrea El? Cum iubește El? Care-i pasiunea Lui? Care... El! El! Nimic pentru... Avram a spus, nimic pentru mine. Ce cuvânt este acesta? Apostolul Pavel a scris, eu sunt... Acum, probabil, o să scrie că eu sunt un predicator înțelept, eu sunt un bun vorbitor, eu sunt un bun organizator de biserici. Nu scrie asta! Scrie în a doua Corinteni 12, cel mai înalt titlu în creștinătate, mai mare decât Papa de la Roma. Deci eu sunt nimic! Și prima, nimic, nimic, tot să fie El în inima mea. Există oameni care așa gândesc, care într-adevăr când s-au îndrăgostit, nu există pentru ei nimeni altul. Asta e fata de care m-am îndrăgostit, ăsta e bărbatul căruia m-am căsătorit și altceva nu mai vreau să știu, el poate să mă dezamăgească. El poate să fie necredincios. El poate să mă bată, el poate să facă ce-o vrea. Cu nicio bătaie nu o să scoată el din inima mea dragostea pe care eu i-o port. Nimic nu mă poate despărți de el. Asta nu e dragoste rațională. Asta e nebunia dragostei. Noi cumva îl punem și pe Dumnezeu într-o cutie, fiecare din noi avem o cutie și acolo e Dumnezeu. Sunt limitele rațiunii noastre, a logicii noastre, a gândirii noastre. Așa trebuie să fie Dumnezeu dacă e logic. Dar El nu e logic. El este iubire de aceasta înflăcărată și ne cheamă și pe noi la iubirea aceasta care îți dă o gândire nouă. Îți dă, aș putea spune, o teologie nouă. Sau zice ce e teologie? Știința despre Cuvântul lui Dumnezeu? Teologia inimilor înflăcărate. E o teologie aparte. În România au fost mulți frați prin închisori, dar nu au stat în închisoare mulți ani. Au stat unii 5 ani, unii 3 ani, unii așa. Nu au stat prea mulți. Excepția a fost Dors, care a făcut, mi se pare, cu totul vreo 14 ani de închisoare, sau 15. Au fost câțiva de aceștia, dar cei mai mulți au stat numai câțiva ani. Dar în alte țări, în Albania, fratele Mișcal a stat 43 de ani în închisoare. Și fratele Hrapov, un baptist în Rusia, 34 de ani. Și în China, fratele Ciuncu Ciang e încă în închisoare de 41 de ani. Așa. Și nu e numai închisoare, tot ce merge cu închisoare. Și ei au căpătat o mentalitate aparte. Acum în Rusia, foarte mulți dintre frați s-au liberat. Și primim, vedem ce scriu ei, vedem ce povestesc ei. Și vezi că au căpătat o mentalitate aparte. Și e bine să o știm. E greu de primit, e greu de înțeles. Dar sunt frații noștri și frații care au suferit. Noi toți ne bucurăm de un verset care scrie în Biblie, în Apocalipsa, capitolul 3, că celui ce va birui, celui ce va birui păcatul și pe diavol și, mă rog, toate ispitele, Dumnezeu îi va da, Iisus spune, îi voi da să șadă împreună cu mine, cu Iisus, împreună cu mine, pe scaunul meu de domnie. Există undeva un tron de pe care se creează universul și se conduc universul. Un loc mai înalt în lumea asta, toată nu există, adică tronul ăsta. Galaxiile, stele, totul se conduce de acolo. Nu numai oamenii, îngeri, arhanghele, animale, totul, oceanul, totul se conduce de acolo. Și spune Iisus că noi vom ședea, dacă vom birui, vom ședea pe tron împreună cu El, parcă îți sare inima de bucurie gândindu-te ce posibilitate are. Și acum vorbești cu frații aceștia care au trecut prin multă suferință și îți spune ei ce gândesc despre versetul ăsta. Băgați-i seama. Ei spun, ni se va da un loc să ședem pe tron. Pe ce fel de tron? Un tron al cărui rege a părăsit tronul ca să meargă să se nască într-un grajd, să ducă o viață întreagă de sărăcie și de suferință ca să mântuiască pe altul. Un tron pe care l-a lăsat
ca să vină să fie biciuit și răstignit. Și dacă a înviat după răstignire, nu s-a dus fuga repede înapoi la tron, nu s-a dus în iad, unde oamenii suferă mai mult încă decât înainte, ca și ălora din locuința morților, ce să le spună, cum le-a spus, și aia a luat asupra lui, este un tron unde domnește dragoste și dragoste știți cum se scrie corect. Nu se scrie D, R, A, G, O, S, T, E, asta nu e dragoste. Dragoste se scrie S, A, C, R, I, F, I, C, I, U. Dragoste se scrie sacrificiu. Cine nu știe sacrificiu, nu știe dragoste. Te iubesc! Du-te și fă-mi un ceai, nu vreau să-ți fac ceaiul acum. Te iubesc! Ce-i spui, nu-ți face, nu? Dar te iubesc, te iubesc! Du-te și cumpără-mi ceva, dă ceva, fă ceva! Nu, schimbă-te nițel ca să fie mai plăcut în casă, ai grijă de aia. Nu, nimic, eu sunt cu dragostea. Dragoste, dragoste să se lăbisește sacrificiul. Și tronul ăsta domnește Dumnezeul dragostei acolo. Și un Dumnezeu al sacrificiului. Dumnezeu. Și frații aceștia care au ieșit din închisoare înseamnă, ne spun că cerul nu înseamnă să mergem acolo să ne lăfăim. A fost prost pe bără, aici mă întind, am o canapia, ce frumos este. Nu! Sunt noi chemări pe care le vom avea. Noi prilejul de a servi altora, spune Iisus, că unuia îi va da să cărmuiască 5 cetăți. Eu n-aș vrea să fiu primarul Los Angelesului. Bătaie de cap, să ai o cetate. Ai o micuță biserică de asta, să fii păstor peste ea și câte bătaie de cap, nu? Am și eu o misiune, tot mic. Și câte bătaie de cap? Îi zice, îi voi da cărmuirea de 5 cetăți. Altul tu ești mai bun. Ți-i dau bătaie de cap mai mare. Îți dau cărmuirea de 10 cetăți. Spune în altă parte, le voi da domnie peste neamuri. Vă închipuiți să fii președinte al Americii, mai dorm tu liniștit când ai atâtea probleme. Vom avea noi chemări, vor fi neamuri la care să dăm fericirea, fiindcă spune acolo că frunzele pomului vieții vor servi la lecuirea neamurilor. Ei au nevoie și acolo de lecuire și noi vom fi infirmierii lor, doctorii lor. Suntem chemați la noi și noi lucruri și frații care au trecut prin mari suferințe nu se așteaptă la cer ca un loc de lăfăire, un loc de care o să-mi fie mie bine și un loc în care, într-un fel nou, voi putea să slujesc lui Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc ceva ce s-a întâmplat la închisoare.